Un tânăr care a produs un accident mortal de Paște a fost arestat, șoferul de 26 de ani s-a lansat într-o depășire, iar când și-a dat seama că nu se încadrează deoarece din față venea o altă mașină, a vrut să revină pe banda de mers, dar a izbit un alt autoturism pe care l-a aruncat în șanț. Șoferul a murit și alte două persoane au ajuns la spital. Autorul accidentului a fost introdus în arestul IPJ Gorj, spune purtătorul de cuvânt al poliției, Victor Țuhașu. Polițiști din cadrul serviciului rutier, fiind în continuare a cercetărilor în dosarul penal privind accidentul rutier produs pe drumul național 66 vârți la data de 2 mai anul curent, au luat măsura reținerii pentru 24 de ore față de tânărul de 26 de ani din Comuna Drăguțești, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de către persoană aflată sub influența alcoolului, acesta fiind introdus în centru de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj. În cursul zilei de ieri, tânărul a fost prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Târgujiu cu propunere de arestare preventivă a inculpatului pentru 30 de zile, măsura fiind confirmată de către instanța de judecată. Tânărul acuzat de ucidere din culpă riscă să fie condamnat la închisoare.